Binecuvintează, Părinte. Binecuvântată este împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea. Bucurați-vă și
și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri. Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului, slăvitului cu toate lăudatului Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție cel ce binevestit, cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, Domnul nostru, Iisus Hristos. Fie mie după cuvântul Tău, preacuvioase Părinte, înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Slavă ție, a chemat pe slujitorii săi și le-a încredințat averea sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2, iar altuia 1, fiecăruia după puterea sa, apoi a plecat. Îndată cel care primise 5 talanți s-a dus de-a neguțătorit cu ei și a câștigat alți 5 talanți. Tot așa și cel cu 2 a dobândit și el alți 2. Iar cel care primise un talant s-a dus și a săpat în pământ ascunzând argintul stăpânului său. Dar după multă vreme s-a înapoiat stăpânul acelor slujitori și le-a cerut lor socoteala. Atunci, apropiindu-se cel care primise 5 talanți, a adus alți 5 talanți zicând, stăpâne, 5 talanți mi-ai dat, iată, alți 5 talanți am câștigat cu ei. Iar stăpânul său i-a zis, bine, slujitor bun și credincios, peste puțin ai fost credincios, peste multe te voi pune. Intră în bucuria stăpânului tău. Apropiindu-se și cel care primise 2 talanți a zis, stăpâne, 2 talanți mi-ai dat, iată alți 2 am dobândit cu ei. Stăpânul său i-a zis, bine, slujitor bun și credincios,
Peste puțin ai fost credincios, peste multe te voi pune. Intră în bucuria stăpânului tău. Apoi, apropiindu-se cel care primise un talent, a zis: Stăpâne, te-am știut că ești om aspru, care seceri unde n-ai semănat și aduni unde n-ai vânturat. De aceea m-am temut și m-am dus de am ascuns talentul tău în pământ. Iată, ia-ți ce este al tău. Iar stăpânul său, răspunzând, i-a zis: Slujitor viclean și leneș, ai știut că secer unde n-am semănat și adun de unde n-am vânturat. Pentru aceasta se cuvenea ca tu să fii dat banii mei schimbătorilor de bani și eu venind mi-aș fi luat înapoi ce este al meu cu dobândă. Luați deci de la el talentul și dați-l celui care are 10 talanți. Căci tot celui care are, îi se va da și va prisosi. Iar de la cel care nu are, se va lua și ceea ce are. Iar pe slujitorul cel netrebnic, aruncați-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe bine credinciosul popor român de aici, de pretutine, din mai mare orașe și satelor, pentru iubitoare de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Yeah.
ale noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită,